Când Isus a predicat pe munte, lângă el au fost ucenicii, cei din poporul evreu, care erau destul de credincioși. Ei cunoșteau cine este Dumnezeu, cine sunt prorocii. Înțelegeți? Și el le-a spus, când a fost întrebat cum să fi mântuit, păziți-vă, de ce să se păzească? De prorocii mincinoși. El spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Dar de asemenea el spune, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Capitolul 7 din Predica de pe Munte, versetele 13 și 14. Acolo au fost ucenicii și El le vorbea. Acolo erau cei credincioși. Mulți se gândesc că poarta largă este pentru cei necredincioși, iar calea îngustă este pentru noi. Dar așteptați, Isus nu era într-un auditoriu cu oameni necredincioși. Acolo erau evrei, oameni destul de credincioși care înțelegeau despre ce se vorbește. Și el se adresează oamenilor credincioși și le spune, păziți-vă, pentru că mulți merg pe calea largă. Dar cum pot să fii mântuit? Doar pe calea îngustă? Care dintre noi cunoaște această cale îngustă? O cunoașteți? Cine este sigur ce înseamnă această cale îngustă? Calea largă și îngustă nu se referă la păgâni, ci se referă la cei credincioși. Am să-ți spun ce înseamnă calea largă. Este atunci când oamenii cred cum doresc. Ceva vor lua din Biblie, ceva nu vor lua. Vor lua ceva din Biblie ca să-și îndreptățească păcatele, ca să-și îndreptățească inacțiunea proprie, necredința lor, ignoranța. Să-și îndreptățească necurăția, neascultarea, mândria, mamona. Și putem continua această listă. Să-și îndreptățească neascultarea. Înțelegeți? Aceasta este calea largă. Tom a întrebat: Dar oare cum să cunoaștem calea? În Ioan 14, cu 6, Isus a spus. Eu sunt calea, iar Isus este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Isus și cuvântul lui Dumnezeu sunt această cale. De aceea Isus spune, eu sunt calea și nu există o altă opțiune. Și când spuneți, pastore, de ce ne obligi să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, să stăm în cuvânt, de ce? Eu știu câte ceva așa la suprafață, superficial, este suficient. Ceea ce cunoști tu este calea largă, dar mulți trăiesc așa. Da, Isus a spus despre acest lucru. Mulți trăiesc așa, mulți merg pe calea largă. Așa este scris sau nu? Cum spune el? Și mulți sunt cei care intră pe calea largă, dar strâmtă este poarta. Îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Trebuie să te decizi unde vrei să ajungi. De ce ai nevoie să crezi? Pare logic. Care este sensul să crezi în Isus dacă mergi pe calea largă și mergi spre pierzare? Va fi chiar o pedeapsă mai mare. Poate este nevoie să depui efort, să mergi pe calea îngustă? Nu chiar atât de mult. Pur și simplu, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină calea ta. Isus trebuie să devină Isus pentru tine. Amin? M-a auzit cineva aici? Mulțumim, totul este clar. Calea îngustă și calea largă. Este un test pentru noi, ca să vedem dacă trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că l-avem la îndemână și predicile și slavă Domnului este biserica și mereu ne putem testa. Bineînțeles, Dumnezeu dă har celor smeriți. Este o lecție pentru noi, veșnică. Și dacă ne vom ține și vom sta pe această cale îngustă, Vom privi la această cale îngustă, la această ușă, cu siguranță vom ajunge în împărăția cerurilor. Amin, categoric, nu ne vom pune pe această cale largă a părerii proprii, a mamonei, a curviei, a poftelor și a tuturor lucrurilor pe care le oferă această lume. Mulțumim! Putem spune că aceasta este miza întregii vieți. Nu mulți o găsesc, nu mulți o văd. Înțelegeți de ce pastorul este atât de insistent? De ce liderii sunt atât de insistenți? Ei vor să vă treacă prin calea îngustă. Eu am un singur scop, ca tu să fii printre cei care nu sunt mulți. Am o dorință rea sau bună. Mulțumim pentru aceste corecții. Bineînțeles că sufletul și trupul nostru nu sunt întotdeauna de acord, mereu se împotrivesc Duhului, dar vom birui. Pentru aceasta avem biserica și cred că vom fi mântuiți și vom salva pe mulți alții. Vom lua acest oraș împreună cu noi. Predica de pe munte este prima predică și capitolul 7 este ca o concluzie. Isus așează lucrurile în ordine, aduce corectare și spune la ce să fim atenți. Fiți atenți! Există calea largă, există calea îngustă și vor fi mulți care vor spune: Dar eu am făcut cu tare lucru, sau cu tare lucru, dar eu așa am crezut, dar eu astfel m-am rugat, dar eu așa am scos dracii. Fiți atenți la ce spune Isus: Nu v-am cunoscut niciodată afară de la mine. Vă imaginați? iată la ce trebuie să fim atenți. Și, și foarte interesant este, este că după ce, ce se vorbește despre calea largă și calea îngustă, Isus începe să vorbească despre prorocii mincinoși. Știi de ce? Pentru că învățătorii mincinoși, prorocii mincinoși și creștinii mincinoși deviază pe această cale largă. Iar scopul nostru este să-i direcționăm. Însuși Domnul spune acest lucru. Să citim începând de la versetul 15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini, tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade, poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele tău, n-am scos noi, dragi, în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Amin. Eu am devenit pe parcurs mai înțelept, mai credincios, mai uns, mai educat. La început am citit și am spus că sunt atât de multe contradicții. La începutul capitolului am citit nu judecați, apoi am citit despre bârne, apoi despre porci, apoi despre câini, după aceea scrie cereți și vi se va da, apoi despre calea largă, calea îngustă, proroci mincinoși și minuni. Și astfel putem enumera tot ce este în acest capitol, apoi să zidim pe stâncă. Am o întrebare. Este un singur capitol, predica de pe munte. Iisus, tu înțelegi despre ce propovăduiești? Cum să fie unite toate aceste lucruri? La început când citești ți se pare că înțelegi totul foarte bine. Și eu când citeam credeam că înțeleg. Dar după ce am slujit și am ridicat o biserică de la zero, acest lucru a început la o săptămână după pocăință, am devenit misionar și am început să zidim biserica. Am investit pe cineva responsabil și am plecat mai departe. Și așa a fost cu a doua, cu a treia, cu a patra biserică și am început să percepem Biblia altfel. Înainte citeam și înțelegeam cu totul altfel. Și acum spun, O, Isus, acum înțeleg despre ce ai vorbit. De fapt, între toate acestea există o legătură. Tu poți uni toate aceste lucruri. Bârne, porci, câini, lupi, proroci mincinoși, case, calea largă, îngustă, bârfe, cum să unești toate aceste lucruri? Isus a unit toate aceste lucruri și El vorbește despre ele. Aleluia! Și imediat după calea largă și cea îngustă, Domnul vorbește despre prorocii mincinoși. Pentru că există și învățători mincinoși, proroci mincinoși, creștini mincinoși, apostoli mincinoși. Sunt suficienți oameni care iau altă haină. La început era foarte greu să deosebim cine ce este. Astăzi când mă uit la creștini, înțeleg că acolo este o învățătură falsă, acolo o prorocie mincinoasă, dincolo o apostolie falsă, în altă parte un creștinism fals. Iar creștinii sunt ca niște arborigeni sălbatici, aleargă toți într-o direcție. Și mă rog și spun, Doamne, Trebuie vorbit foarte clar despre aceste lucruri astăzi, pentru că oamenii nu înțeleg începuturile Evangeliilor, predica de pe munte. Cum să vorbești despre alte lucruri când ei nici pe acestea nu le înțeleg? Lucruri simple și elementare. Calea îngustă sau calea largă depinde de influența sub care te afli. Și el spune că noi trebuie să depistăm și să înțelegem unde sunt prorocii mincinoși, învățătorii, apostolii falși, creștinii mincinoși. Și cum să deosebești cine ce este? Citiți încă o dată din acest capitol. Pur și simplu vorbiți cu Isus. Începeți să-l înțelegeți pe Isus. Cine dorește să-l înțeleagă pe Isus? Aleluia! Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lup răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Suficient. Deci, Domnul vorbește despre proroci mincinoși, slujitori falși. Dar să fim atenți, nu vorbește despre pastori falși. Aici el vorbește despre proroci mincinoși și imediat oferă claritate ca să fie foarte ușor să deosebim lucrurile, pentru că noi singuri nu putem să vedem clar. El spune că ei vin ca niște lupi îmbrăcați în haine de oi, adică se prefac că sunt creștini, dar de fapt sunt niște lupi. Spunem te rog, dacă în fața ta se așează o turmă de berbeci și printre ei va fi pus și un lup în haine de oaie, oare îl vei putea deosebi Oare nu-ți vei da seama când un lup are doar o simplă haină de oaie peste el? El are doar o haină, e ca o bundă, oricum îi vezi mutra. Deci cum să nu deosebești un lup? Este ceva foarte simplu. Bine, chiar dacă nu vei putea să deosebești așa, Iisus spune cum vei putea deosebi după roade. De ce? Pentru că oile urmează pastorul. Iar atunci când un lup ajunge într-o turmă, ce se întâmplă? El vine ca să se înfrupte din această turmă, ca să profite de pe urma oilor. Și sunt suficienți lupi de acest gen. Unii încearcă să înșele, bazându-se pe încredere, deoarece creștinii sunt deschiși, alții încearcă să transmită o învățătură mincinoasă, alții să tragă în scheme piramidale. Și cunosc suficienți oameni care, pe baza încrederii, încearcă să împrumute bani de la toți. Deoarece creștinii sunt deschiși, înțelegeți, încearcă în orice mod să profite de oameni. Adică, atunci când vine un lup, acesta produce o râcă, un haos, o dezbinare în turmă. Înțelegeți? Și când un lup ajunge în turmă, de cine se teme în acea turmă? Poate se teme de tine? Este clar că în turmă un lup se teme de pastor. Vi se descoperă acum ceva? De ce Isus a adus un exemplu? Este ceva de bază și El arată exemple ca unor copilași, lup, turmă, e un păstor în turmă. Următorul aspect ca să înțelegi, ca un lup să se simtă în largul lui, ce trebuie să facă? Trebuie să-ți îndrepte privirea dinspre el spre pastor. Cum? De exemplu, găsește un pai în ochiul pastorului și spune, Ua, uite cum este pastorul, este un păcătos sau este firesc sau altceva. Să găsească anumite imperfecțiuni la pastor și îți îndreaptă privirea ca să începi să scormonești acolo. Dar în realitate, lupul care stă acolo are bârne. Înțelegi ceva? Înțelegi cum în acest capitol au apărut paie, bârne, prorocii mincinoși, lupii și hainele de oi? Pentru că cineva se preface. De ce? Pentru ca oile să nu aibă încredere în păstor. Și atunci lupul poate să înșele cu ușurință. Atunci când un om începe să producă o dezbinare în turmă, începe să clevetească, să judece, să critique, să se ridice împotriva pastorului, începe să facă dezbinare, începe să te atragă undeva. Ce înseamnă? Înseamnă că tu, de fapt, ai de-a face cu cine? Cu lupul. Pavel a slujit în biserica din Efes, apoi a adunat și a învățat prezbiterii, slujitorii. Este în fapte, capitolul 20, putem să vedem versetul 29. Și el spune, zi și noapte am slujit, timp de trei ani, acum merg mai departe, dar voi trebuie să fiți responsabili pentru turmă. Trebuie să înțelegeți că după ce voi pleca, la voi vor veni cine? Lupii răpitori, care nu vor cruța turma. Și el continuă și spune, și se vor scula din mijlocul vostru, adică din turmă, chiar dintre lideri. Se vor ridica oameni care nu vor cruța turma. De aceea, dacă un om care era lider nu-l mai vezi în biserică, înseamnă că acesta nu era lider. Înseamnă că era lup. Înțelegeți? Ieri era un credincios atât de puternic, astăzi nu-l mai vezi în biserică. Ce s-a întâmplat? De aceea, Pavel spune că vor veni lupi. Fiți gata! Chiar din mijlocul vostru se vor ridica astfel de oameni. De aceea, pentru tot, se va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Așa că vegheați! Și ce fac acești oameni care au natura lupului? Aduc tulburare în turmă, rup turma, o taie. Un lup nu cruță turma, nu cruță oile. El nu vine ca să te ajute, să aibă grijă de tine, ci el vine să profite de tine iată pentru ce vine El în turmă. Și când citim cartea Apocalipsa, după câteva decenii de când s-au produs aceste lucruri, Isus se adresează prin Ioan pastorului bisericii din Efes, aceeași biserică în care fusese Pavel în urmă cu câteva zeci de ani. El a fost acolo apostol, pastor, a slujit timp de trei ani. El îl laudă pe pastorul din Efes. Știi de ce îl laudă? Cartea Apocalipsa, capitolul 2. El spune, ești super, pentru că au venit fel de fel de venetici la voi, care pretindeau că sunt apostoli, dar tu i-ai demascat că sunt niște mincinoși, că sunt niște lupi, care nu au venit să cruțe turma, ci să profite de creștini, să profite de Biserica lui Dumnezeu. Ați înțeles? și au trecut câteva decenii. Și de ce considerați că a rezistat biserica? Iisus laudă. Pe cine laudă? Pe pastor. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta Și că nu poți suferi pe cei răi Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt Și ai găsit mincinoși Slavă Domnului pentru asemenea pastori care pot să păstreze turmă, care au grijă de turmă. Și cine a împlinit această misiune? Pastorul. Ați înțeles? De aceea este scris că Isus ține stelele în mâna sa. Cine sunt aceste stele? Pastorii, de ce Iisus prețuiește astfel de oameni? Pentru că ei se unesc cu casa lui Dumnezeu, cu biserica, cu oile, își dedică viețile pentru trupul lui Hristos, așa cum au făcut apostolii, așa cum a făcut Pavel. Mulțumește lui Dumnezeu Mulțumire apostolilor și lui Petru și tuturor pastorilor și slujitorilor care își dedică viețile pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. Da, se simte foarte mult dragostea Creatorului, a lui Isus Hristos, când El ni se adresează. Se explică totul foarte clar, pe baza unor exemple simple. Dar fără darul lui Dumnezeu nu putem pricepe aceste lucruri. Fără darul pastorului nu putem înțelege și uni toate lucrurile într-un tot unitar ca să vedem această simplitate. De fapt, printre noi poate fi și un om care a luat o haină de oaie, care ne folosește, ne amăgește, ne înjunghie, ne fură, face orice și până la urmă dezbină turma. Și este extraordinar că Isus îi laudă pe acei pastori care păzesc turma. Înțeleg și de ce pentru că el ne iubește și dorește să ajungem ca niște copii în împărăția lui, ca toți să intrăm pe această cale îngustă, pe această ușă îngustă. Și doar pastorul poate cu toiagul, cu noiaua, să adune toată turma, să o direcționeze unde trebuie și să alunge lupii. Pot să vă spun o întâmplare de la începutul creștinismului nostru. Ieri mi-am amintit acestea și nu în zadar, ci ca să vă pot povesti astăzi. Ați văzut cu toții aceste săli mari din Nestrovsk, Tiraspol, Odessa. Aceste biserici au început de la biserici de casă, acolo unde au fost doi sau trei. Aceste biserici nu au început pentru că oamenii au fost aduși de undeva, din alte biserici, sau au fost invitați, sau li s-a spus, haideți la noi. Nu! În Biblie este scris, unde sunt doi sau trei, Iisus spune că este și El în mijlocul lor. De multe ori, oamenii pleacă din biserică și spun, eu mă rog cu cineva, suntem doi care ne rugăm și Dumnezeu este cu noi. El este al treilea. Cu noi este Isus. Ascultă, dacă Isus este cu noi și noi suntem doi, noi, de exemplu, am ajuns în Nestrovsk, apoi am venit în Odessa. Tot doi eram. Acum există biserică în Odessa. Am ajuns în Tiraspol, am ajuns în alte locuri. Dacă Isus este cu noi, noi vom vedea roade, nu pur și simplu cuvinte. Amin, slavă Domnului! Dumnezeu este cu noi și acest lucru ne bucură foarte mult. Că este cu noi, chiar dacă suntem doar noi doi. Slavă lui Isus. Noi făceam adunări și au venit oaspeți. Oameni cu daruri, carismatici. Pe atunci ne adunam deja aproximativ 100 de oameni. Ni s-a propus să primim niște oaspeți. Nu am refuzat. Au spus că sunt oameni foarte unși, că fac minuni, sunt proroci, așa cum scrie aici, că fac tot felul de minuni. Cu alte cuvinte sunt oameni unși. Ni s-a zis, luați-i la voi ca să vă slujească. Acești, așa zis, oameni unși au slujit. De fiecare dată când se încheia adunarea, acel om venea la mine și la Natalia. Noi eram tinere pe atunci, conduceam slujirea de laudă și închinare, conduceam rugăciunea, eram în focul Duhului Sfânt. Natalia cânta la orgă, eu cântam cu vocea. Am cântat așa ore întregi, ne mișcam în Duhul. Acel propovăduitor ne spunea, Doamne ce unse sunteți! Întreaga biserică se ține doar pe umerii voștri. Dacă acest dar ar fi dat deoparte această ungere pe care o aveți, felul în care lăudați pe Domnul, totul ar cădea. Darul pastorului nu are nicio importanță aici. Voi, fetelor, voi și nimic altceva. Eu și Natalia am căscat gurile și am zis, Oh, cine suntem noi! Da, noi suntem cineva. Totul ar da chix aici, fără noi. Dacă nu am cântat noi cinci ore aici și ne gândeam, oare când va fi cuvânt? Când va veni acest predicator ca să țină predica? El spunea, cântați, cântați. Și am cântat câteva ore. El mai profețea, mai făcea anumite preziceri. Și într-o dimineață mă trezesc eram la unul din apartamentele închiriate noi eram atunci în misiune și soțul nu mai era lângă mine pe atunci dormeam pe jos nici măcar pat nu aveam slavă domnului că astăzi avem tot ce este nevoie de fapt, noi am avut de toate, dar am lăsat totul. La apartamentul nostru din Crimea am făcut reparații capitale, renovări, am lăsat totul bisericii și am plecat în misiune. Am dormit cu ploșnițe, cu gândaci pe jos. Realmente am avut de toate. Astăzi, unii oameni încearcă să intre în concurență cu noi. Noi am dormit pe jos cu ploșnițe, dar acest lucru nu înseamnă că la noi a fost întotdeauna așa. Noi am avut de toate, dar am lăsat totul și ne-am mutat în astfel de condiții. M-am trezit dimineața, am văzut că soțul nu este lângă mine. După roadele lor îi veți cunoaște. Dumnezeu l-a trezit de dimineață și a început să-i vorbească. Tu ești pastorul și eu voi cere socoteală de la tine pentru această turmă. Responsabilitatea este peste tine. Da? Așa va vorbi Domnul? Apoi mă uit că se întoarce un om plin de curaj și nu mai conta că ce erau oamenii unși sau nu erau oamenii unși. Unși, neunși, colorați, însă ei de-abia au intrat în starea în care să fie gata să dezbine turma și să spună de pe scenă tot ce gândesc ei. Și eu și Natale eram ca niște maimuțe cu urechile mari. Gândește-te, când ești tânăr, ai un an, doi de când ești credincios, nu ai mare experiență și te gândești cum să procedezi, de cine trebuie să asculți, pe cine trebuie să îndepărtezi de tine, Oamenii care au experiență pot să manipuleze de multe ori scriptura, emoțiile, mai ales niște oameni cu ungere, cum este descris în capitolul 7, versetul 15. Ei sunt foarte capabili și atunci tu te încurci. Tu crezi sincer și te gândești cum să nu mergi împotriva lui Dumnezeu? Dar marele avantaj este că Dumnezeu mi-a vorbit încă din copilărie. I-am auzit vocea și acum aceeași voce îmi vorbea din nou în urechea dreaptă. Auzi? Tu ești pastorul și pentru această comunitate voi cere de la tine socoteală. Și am înțeles imediat cine va da socoteală. Nu acei unși și măscărici, nu acele persoane. Și dacă vei citi Apocalipsa, vei vedea de la cine cere Dumnezeu socoteală. De la pastor, de la cei pe care îi ține în mână, de la ei va cere socoteală. Mulțumim! Noi am fost atât de naive pe atunci, dar slavă Domnului că există pastor care are toiag, nuia și care direcționează pe unde trebuie să meargă oițele naive. Și îmi amintesc că după aceea am avut un dialog cu Natalia și cu Alexandru. Ei stăteau în curtea acelei case și Stanislav le spunea, acel om este uns, dar nu este ceea ce trebuie. Și Natasha spunea, atât de tare am vrut să cred că totul stă pe mine și în baza darului meu, că sunt așa de specială, iar acum... Este așa o mare dezamăgire. Și era dureros. Dar s-a smerit. Ne-a spus că în acel moment putea fi sfârșitul ei și al lui Alexandru. Dacă atunci nu ar fi vorbit pastorul cu noi, dacă nu ne-ar fi arătat cine și ce este, ce fel de oameni unși erau acei oameni, slavă Domnului! Dumnezeu a dat înțelepciune și i-am trimis mai departe în pace. Le-am arătat calea pe unde să plece. Ei au dorit tare mult să se întoarcă, dar nu a mai fost cale de întoarcere. Un lucru important este că ei puteau să spună la toți oamenii din nou că toți sunt foarte buni, dar pastorul, toată problema este în pastor. Și oamenii puteau crede lucrurile. Acești oameni amăgiseră și pe soțiile lor, pe oameni apropiați, adică oamenii crezuseră de doi ani în Dumnezeu, erau credincioși, biserica a crescuse aproape până la 100 de oameni, imaginați-vă, acest lucru este un rezultat sau nu? Și după toate aceste lucruri să spui că pastorul nu este ceea ce trebuie, că nu face ceea ce trebuie. Când acționează un lup și un drac, când acționează duhurile necurate, vine amăgirea. Bineînțeles că toate săgețile sunt îndreptate împotriva pastorului, dar oare de ce este mai ușor să ascultăm un proroc mincinos, un om care are doar piele de oaie, un astfel de uns deosebit? Se întâmplă că pastorul ne tratează pe fiecare, undeva taie, are grijă de oi și omul are impresia că pastorul vorbește ceea ce nu trebuie sau nu face ceea ce trebuie și ține supărare în inima lui. Când a el ajunge un astfel de om uns, cu ghilimele, omul spune, sigur, nu este nevoie de pastor. Tu ești deosebit. Totul se ține pe umerii tăi. Omul a lăsat totul, a venit în localitatea ta. Lucrează de doi ani de zile, dar vine un om pentru două zile și brusc, cel care vine doar pentru două zile devine o vedetă mai mare decât cel care a dedicat doi ani din viața lui și a ridicat ceea ce se putea vedea atunci. Există oare logică? Nu există, oile sunt foarte naive. Înțelegeți? De aceea Iisus vorbește aici cu o asemenea simplitate. Spune, păziți-vă, este scris negru pe alb. Aveți grijă pentru că mulți cad în curs aceasta căii largi. Astăzi internetul este un mare bine, dar este și un mare dezavantaj, pentru că mulți oameni ascultă pe oricine le iese în cale. Dar tu habar nu ai de acel om, habar nu ai de rezultatul acelui om. Poate tu vezi imaginea care ți se prezintă astăzi, dar ce a fost ieri în viața acelui om, tu nu ai habar. Tu nici nu-ți dai seama cum a făcut ceea ce prezintă, poate a furat ceva, poate este ceva fals în fața ta. Nu se pune problema cum vorbește el. Și Isus spune că toată atenția trebuie să fie asupra cărui lucru, roadele, cu ce se ocupă un lup, este simplu să-ți dai seama cine este pastorul, cine este lupul și cine ce preocupări are. Dacă cineva vorbește împotriva pastorului, judecă, critică, este clar cu cine ai de-a face. Amin. În numele lui Isus, sfințește-mă cu sângele tău, curăță-mă, umple-mă de Duhul tău Sfânt. Doamne, îmi ridic mâinile ca fiu, ca fică, cu o nouă înțelegere. Cu o nouă revelație, cu îndrăzneală, cu credință, cu dragoste, cu iertare, cu o inimă nouă, cu o minte nouă, cu o nouă gândire. Sunt o faptură nouă. Isus, 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 îți mulțumesc, tu ești Împăratul meu. Tu ești calea mea. Tu ești adevărul meu. Tu ești viața mea. Tu ești răspunsul meu. Îți mulțumesc pentru că m-ai găsit. Aleluia! Dă-i slavă Lui!